Maria Prodan, haideți să vedem ce spune în direct. Și am zis, da, așa este. Și mi-a să zic să rămână și așa am rămas. Și mă ceartă multă lume. Și bătrânilor, și bărbaților, și femeilor care mă ajută. Și așa zic, să rămână. Și vă zic și vouă să rămână că sunteți lângă mine. Ana, cât de des ai visat pe mama ta și care a fost ultimul vis? Și ce ți-a spus în ultimul vis? Ceva ce ți-a rămas să uite? Eu visez mereu, că este în subconștient chestia asta. Și când te gândești mereu sau ai greutăți, este normal să visezi oamenii pe care îi iubești. Acum mai mult ca oricând, ce îți spune? Că o să treacă toate, cum îmi spune. Hei, zâmbește, toate trec în viață. Și ea a scris atât de multe cântece pe care acum le înțeleg sau le dau mai multă atenție, că niciodată nu știi ce se întâmplă cu viața ta, cine e lângă tine, cum pleacă, cum vine, de unde vii tu, unde pleci. Ana, știu că este un moment foarte greu, însă știu că mama ta s-a implicat foarte mult în familie și v-a ținut foarte mult așa legați. Și știu de asemenea că l-a iubit și foarte mult și pe soțul tău. Cum crezi că ar fi procedat ea în aceste momente grele? Nu se întâmpla nimic, dacă ea era. Mama l-a ținut în mână, să spunem așa, foarte tare pe soțul meu și l-a învățat cum să treacă peste momentele când el nu mai putea juca fotbal. L-a povățuit în fiecare secundă a vieții până a murit și l-a ajutat cum nimeni nu l-a ajutat pe pământ. Cel mic cum se simte? Pentru că sunt foarte multe momente care marchează un om mare, dar păi un copil, că până la urmă e un copil. Știm că vorbim o familie foarte mult. Chiar dacă unul a plecat din familie, au rămas restul, care duc familia mai departe. Și vorbim foarte mult, non-stop. Având în vedere ultimul episod care s-a întâmplat și care a fost în toată presa, spuneai că cel mic e traumatizat. Să nu discutăm despre chestia asta. Cel mic a trecut cu bine și le ajutăm să treacă cu bine peste absolut totul. Soțul meu nu mai face parte din familia noastră, de asta am rugat pe toată lumea. Familia Prodan este cea pe care o vedeți. Vedeți ce vine după mine, ceva minunat, la fel de puternic, care o să o ducă mai departe. O singură întrebare. El aici, pentru că tot ai povestit despre perechea. Astea sunt chestii de educație care țin de om. Dacă îți dorești să aduci un omagiu cuiva, nu contează că a fost mamă sau prietenă, aduci, dacă nu, nu. Singură întrebare, pentru că a fost trimis și un comunicat de presă în acest sens și vrem să lămurim lucrurile și cu tine ca să dăm adevărul către public. Am înțeles că ieri la voi, la președința din Snagov, a fost și protecția copilului, este o anchetă. Absolut tot. Totul s-a rezolvat, totul se întâmplă cum trebuie să se întâmple și cam atât. Este o anchetă în curs, cel mic va merge la terapie sau... Cel mic o să discutăm în familie. Și o să facem tot ceea ce este bine pentru el, să crească un bărbat adevărat. Ai spus că cel mic este bine. Ana Maria Prodan, cum e în aceste moment? Este bine. Ana Maria Prodan este bine pentru că are alături niște copii minunați, niște prieteni minunați, o familie de vis și merge mai departe. Ana, dar ți-a deschis, ți-a făcut Laurențiu plângere că nu l-ai lăsat pe cel mic la botez, așa cum s-a scris? Dar n-a existat așa ceva, nimeni n-a fost invitat la botez, nici noi, nici copiii noștri, nimeni. Dar haide să nu vorbim, să fac speculație, normal, suntem o familie mare. De fapt, suntem o familie ca oricare altă familie, cu bune și cu rele. Eu îmi doresc să închidem și îmi doresc de 2 ani. Sper ca de data aceasta vocații să reușească. Și atât. Dar mai departe de asta aș vrea să ne separăm puțin și familia mea, familia Prodan, să rămână acea familie frumoasă care v-a încântat întotdeauna și care zic eu că a făcut istorie pentru țara asta și în țara asta. Să rămână mult de tot. Ana, în legătură cu procesul de custodie, îl vei executa silit pe soțul tău? Pentru că dânsul spune că a plătit școala băiatului 19.000 de euro. Draga mea, asta este treaba judecătorilor, a poliției, nu mai este treaba mea. Toate aceste procese vor merge până în ziua în care se vor închide și îmi doresc să se închidă cât de repede se poate. A existat această plată? Pentru că dânsul spune... Haide, mama, haide. Dacă exista, nu se sechestrau conturi, da? Haide să vorbim de mama mea.
cărea mi-ar conveni să se vorbească subiectele astea lângă ea aici. Mai avea caietul. Nu știu să mai vorbesc cu tine. Îl am acasă, caietul cu datoria. Hai, mami, să mergem. Mersi mult de tot. Hai, vino pe tine. Ana Maria Prodan, iată, de acolo, de la cimitirul Velu, unde a fost îngropată mama sa, celebra cântăreață Ionela Prodan, însă cu fiul său lucrurile sunt neclare, implicată și protecția copilului după scandalul cu Laurențiu Reghe. Camp, Larisa Popa însă știe în ce stadiu e acum această chestiune, Larisa. Bun găsit, s-a autosesizat chiar Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Ilfov după ce copilul Anei Maria Prodan cu Laurențiu Reghe, camp, în vârstă de 14 ani, a fost traumatizat de ceea ce a văzut. El a fost părtaș la scandalul dintre părinții lui, a văzut imaginile bătăii și spunea Ana Maria la momentul respectiv că a plâns foarte mult pentru tot ceea ce a trebuit să pățească și să vadă și să treacă prin această traumă. Spunea că este rușine să meargă la școală, spunea că se teme de reacțiile tatălui său. Motivul pentru care Laurențiu Reghe cam venise acasă la Ana Maria Prodan era tocmai să-l ia pe băiatul lor și să participe împreună la botezul copilului pe care îl are cu actuala lui parteneră. Pe de altă parte, iată, vedem că s-a autosesizat protecția copilului, a stat de vorbă cu băiatul lor și cel mai probabil va avea parte de consiliere psihologică, așa cum am auzit-o și noi în declarațiile pe care le-a dat Ana Maria Prodan mai devreme, prin care spunea că va face tot ceea ce este necesar pentru ca al ei copil să treacă peste această traumă și să devină un bărbat puternic. Iată așadar, continuă conflictul și în instanță, pentru că sunt mai multe dosare pe care le au în instrumentare în acest moment judecătorii. Pe de parte dosarul pentru stabilirea pensiei alimentare, pe de altă parte dosarul în care este executat silit Laurențiu Reghe, cam dosar făcut la plângerea Anei Maria Prodan.